E dimineață din nou în Moldova. Un serial mai mult sau mai puțin popular în Moldova, dar foarte popular în lume, Games of Thrones, sau Urzeala Tronurilor, discutat foarte mult, vreau să spun că nu face nici doi bani față de filmul pe care împreună l-am trăit pe parcursul a 12 ani. Uf, ar mai fi atât de spus. La fel ca mulți dintre voi, și eu am rămas șocat când am aflat că Vlad Filat a fost eliberat condiționat din închisoare. Omul a stat după gratii 4 ani și ceva din cei 9 ani care i-au fost stabiliți din start. Odată cu acest anunț a început și circul. Dodon spune că Filat a fost eliberat de guvernul Sandu. Maia Sandu spune că l-a eliberat justiția lui Dodon. Ministrul Justiției Fadei Nagacevski zice că aici este mâna fostei ministre a Justiției, Olesia Stamate. Stamate dă vina pe Nagacevski. Mai pe scurt, nimeni nu vrea să-și asume eliberarea lui Filat. Amuzantă situație. Bine v-am regăsit, eu sunt Dorin Galben, iar astăzi voi încerca să explic cum fostul prim-ministru a ajuns la libertate și cine are de câștigat din asta. Am pregătit multe chestii interesante, așa că dați volumul mai tare și foc la ghe! Până să vorbim despre cum a fost posibil ca Filat să iasă la libertate, vreau să ne reamintim cum acesta a fost judecat. În 2015 se ducea o luptă pentru zonele de influență între Plahotniuc și Filat. Nu cred că cineva mai are dubii că ceea ce s-a întâmplat cu Filat a fost pus la cale de Plahotniuc, pentru a-l scoate de pe scena politică, pentru a-i distruge partidul și pentru a prelua puterea absolută în acest stat, ceea ce s-a și întâmplat ulterior. Filat a fost reținut în urma unui autodenunț al lui Ilan Șor, care spunea că timp de mai mulți ani i-ar fi oferit ex-premierului mită în valoare de 250 de milioane de dolari. Ulterior, procurorul general de atunci, Corneliu Gurin, a cerut ridicarea imunității lui Vlad Filat, iar pentru acest lucru au votat 79 de deputați. Pe 15 octombrie 2015, Vlad Filat își rostea ultimul discurs de la tribuna Parlamentului Republicii Moldova. Omul promitea că dacă va începe să vorbească, sistemul politic va zbura în aer. Dacă voi considerați că aduceți pe altarul bunăstării Republicii Moldova jertfă, atunci o să accept. Și îmi cer scuze, în primul rând, de la părinții mei și de la familia mea și de la cetățenii Republicii Moldova, pentru că am fost complice în toată această perioadă. Viața bate filmul. Viața bate filmul. Eu cel puțin să știți că o să scriu dacă nu o să pot să vorbesc. Spuneam într-o interviu mai devreme că în momentul în care o să vorbesc, o să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova. Și poate a venit timpul să sară în aibii odată în aer și să construim ceva sănătos. Într-un final, fostul prim-ministru a ajuns după gratii. Nu a avut parte de un proces transparent, iar ședințele de judecată au avut loc cu ușile închise. Decizia de condamnare la 9 ani de detenție a fost pronunțată pe 27 iunie 2016. Asta deși procurorii au cerut 16 ani de pușcărie pentru Vlad Filat. Din câte știm deja, omul așa și n-a mai spus nimic relevant care ar fi făcut ca sistemul politic să zboare în aer. Lui Filat i-a fost redusă pedeapsa cu aproape 2 ani printr-o decizie a judecătoriei Ciocana. La baza încheierii ar fi stat hotărârea CEDO privind condițiile de detenție. Pe data de 3 decembrie 2019, după cum deja știți, s-a aflat că Vlad Filat a fost eliberat. Cei de la Administrația Națională a Penitenciarelor au spus că exista o încheiere a instanței de judecată Chișinău, iar ei au fost obligați să o execute. Avocatul ex-premierului a explicat că eliberarea condiționată a fost posibilă datorită deciziilor CEDO și legilor moldovenești, care prevăd reducerea pedepsei din cauza condițiilor de detenție proaste. Aparent, totul este legal. Așa, deci, pedeapsa lui Filat a fost redusă din cauza condițiilor de detenție. Haideți să vedem ce înseamnă pentru el condiții proaste de detenție. În 2016, pe internet au apărut câteva fotografii dintr-o celulă din penitenciarul 13, în care se zice că ar fi fost plasat Filat. Din imagini se vede că ex-premierul nu o ducea chiar atât de rău cum spunea. Celula în care era deținut avea condiții de trai destul de bune. Camera era iluminată, avea televizor cu ecran LED, cuptor cu microunde și chiar reșou electric. Condițiile astea erau mult mai bune decât cele pe care le aveam eu atunci când stăteam la cămin în studenție. La televizor și cuptor cu microunde doar visam. Presupun că și acum în multe cămine pentru studenți, spitale sau aziluri de bătrâni, condițiile sunt mult mai proaste decât în celula lui Filat. Departamentul Instituției Penitenciare a comunicat atunci că deținutul Filat stătea într-o celulă de 9 metri pătrați și beneficia de mai multe facilități în comparație cu alți deținuți.
susținuți. Pentru ca să înțelegeți ce înseamnă condiții insuportabile, iată câteva imagini dintr-o altă celulă din penitenciarul numărul 13. Arată mult mai groaznic, nu? Dacă e să ne conducem după principiul că ar trebui eliberați toți cei care își ispășesc pedeapsa în condiții mizere și inumane, atunci o bună parte dintre pușcăriași ar trebui să iasă la libertate. Președintele Igor Dodon, în loc să asigure cetățenii că cei care au avut dosare politice vor fi rejudecați corect, el a acuzat fostul guvern condus de Maia Sandu că l-ar fi eliberat pe Filat. Șeful statului și-a făcut vlog pe YouTube și se dă acolo cu părerea despre ce ce-l doare. Ia ascultați-l și voi. Există foarte multe dovezi de implicarea fostului guvern a Maia Sandu și în special a doamnei ministru Stamate, că ceea ce a avut loc la începutul săptămânii curente a fost pus la cale încă de guvernul precedent. Noi deja, eu nu pot să vă dau toate detaliile, dar știm că cu participarea unor instituții ale statului acest lucru a fost posibil. Din nou, eu nu am nimic cu domnul Filat, personal. Dodon este conștient că dacă eliberarea lui Filat va fi asociată cu el, cu guvernul lui tehnocrat sau cu justiția lui independentă, atunci riscă să piardă alegerile prezidențiale de anul viitor. De aia prezidentul insistă că Maia Sandu l-a eliberat pe Filat pentru că au fost cândva colegi de guvern. Așa Dodon încearcă să denigreze unicul posibil candidat pentru funcția de președinte care îi poate face concurență în 2020. Maia Sandu la rândul său a spus că declarațiile lui Igor Dodon sunt și că, de fapt, justiția președintelui l-a eliberat pe fostul lider al PLDM. Vlad Filat însă spune că nici Dodon și nici Maia Sandu nu l-au eliberat, ci legea. Legea Republicii Moldova, pe care tot el o critica. Încercarea asta de a urmări un ping-pong care și cine a acționat într-un fel sau altul sunt pur și simplu speculații. Din păcate, care personal mie, dar nu doar mie, creează probleme. Acum este o luptă așa de poziționare. Cine l-a eliberat pe Vlad Filat? Vreau să vă spun și vă rog frumos să mă ascultați și să mă auziți. Nici Maia Sandu, nici Igor Dodon și nici mulți alții. Eliberarea mea are la bază legea. Și slavă Domnului! Aduceți-vă aminte că imediat după schimbarea puterii în iunie, eu am transmis un mesaj public. Că erau speculații, că va fi grațiere, va fi toate poveștile de față Pământului. Eu am transmis un mesaj public și am spus, eu nu doar că nu-mi doresc, dar eu voi refuza orice demers politic care ar sta la baza eliberării mele. Eliberarea lui Filat a avut loc într-un mod atât de straniu și netransparent, la fel ca și reținerea lui în 2015. Cel mai mult de aici are de câștigat Dodon. Omul are un motiv în plus să o asocieze pe Maia Sandu cu Filat, încercând în acest mod să o compromită. Chiar dacă președintele a spus că nu știa că Filat urmează să fie eliberat, eu cred că asta este o minciună gogonată. El primește zilnic rapoarte despre ceea ce se petrece în țară. Iar despre eliberarea unui fost prim-ministru nu l-a informat nimeni? Povești de adormit copii. Despre eliberarea lui Filat au scris toți cui nu i-a fost lene. În goana după senzațional, unii jurnaliști de la noi au depășit orice limită. O fătucă de la holdingul lui Placotniuc a sunat-o pe mama lui Vlad Filat și a întrebat-o ce a simțit atunci când a aflat că fiul ei a fost eliberat. Asta-i culmea nesimțirii și a penibilității. Ce poate oare simți o mamă când află că feciorul său este la libertate? Cum poți să adresezi o întrebare atât de prostească? Cum poate să-ți dea în cap să suni o mamă în asemenea momente și să o întrebi dacă își așteaptă fiul acasă? Cum? Femeia încă a avut răbdare și a reacționat decent. Ascultați și voi discuția. Alo. Alo, bună ziua, familia Filat? Da. Vă deranjează Beatrice de la Canal 2. Vreau să spun că avem o discuție înregistrată. Vreau să vă întreb dacă ați aflat că fiul dumneavoastră a fost eliberat din penitenciar. Dacă dumneavoastră, dacă lucrați la așa canal, cum n-ați aflat? Noi am aflat, vrem să întrebăm dumneavoastră dacă ați aflat și care sunt primele emoții, l-așteptați acasă? Sunteți mamă? Nu. Nu. Da, aveți mamă? Da. Aveți mamă, apia ca să-i dați întrebare lui mama lui singur, cam,
cam cum ar fi să întâmple așa ceva. Aici nu e vorba despre cine este Vlad Filat și ce a făcut. Omul are multe păcate. Aici e vorba despre 7 ani de acasă pe care unii jurnaliști de la noi nu iau. Eu în locul acestei mame aș fi trimis reportera direct, departe și pentru totdeauna. Revenind la eliberarea lui Filat, zilele astea s-a aflat că omul deja s-a îmbolnăvit și are nevoie de reabilitare în spital. Asta e o tactică foarte îndrăgită de politicienii noștri în ultima perioadă. Avocații săi au declarat că din motive de sănătate, Filat nu s-a prezentat la ședința de judecată în cel de-al doilea dosar al său. Aici el este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și riscă până la 10 ani de pușcărie. Să nu vă mirați dacă o să-l vedeți seara prin oraș sau undeva să fie să apară. El este doar ziua, este programat de către medici. Fie prezent la toate ședințele de judecată, indiscutabil, nu o să-i părăsească Republica Moldova. Un scenariu despre care se vorbește în culisele politicii noastre e că Dodon l-a eliberat pe Filat pentru ca să dea vina pe Maia Sandu. Și după, tot el o să-l bage din nou la pușcărie. Sună prea fantastic ipoteza asta, dar între timp s-a aflat că noua conducere a administrației penitenciarului numărul 13, unde a fost deținut până la 3 decembrie fostul premier, a contestat la Curtea de Apel decizia judecătoriei Chișinău, prin care acesta a fost eliberat condiționat, înainte de termen. Opa, curios, nu? Ei l-au eliberat și tot ei contestă decizia. Foarte strane. Asta înseamnă că dacă Curtea de Apel va accepta contestația, Vlad Filat ar putea să ajungă din nou după gratii. În acest caz, marele câștigător și strateg ar fi Igor Dodon. Scrieți voi în comentarii ce credeți despre un asemenea scenariu. Cât de real este. Vlad Filat a ajuns la pușcărie din cauza unui dosar politic, netransparent și cusut cu ața albă. Asta totuși nu înseamnă că omul este nevinovat. Cred însă că ar trebui să aibă parte de o judecată corectă. Nu doar el, dar și toți ceilalți oameni pe care justiția lui Plahotniuc i-a băgat după gratii. De un proces transparent și echitabil, sper să aibă parte cândva inclusiv Plahotniuc, Dodon, Platon, Șor și alți cetățeni care și-au făcut sau încă își fac averi pe spatele nostru. Dacă vă place ceea ce fac, puteți susține lunar acest proiect independent pe patreon.com/doigalbeni. Mulțumesc mult patronilor care s-au alăturat recent. Dorina Nicolaev, Petru Dumbravă, Radu Ciorbă, Cristina Țurcanu, Alexandru Plăcintă, Veaceslav Cozma, Dumitru, Olesia Panuța, Valeriu, Lubov, Dmitri Marinescu, Denis Coțofană, Nadia, Petru Pasat și Nadejda Iachimov. Un mulțumesc aparte lui Ion Mândrescu, dar și celor care au preferat să rămână anonimi. Dacă aveți informații interesante sau sugestii pentru video, puteți să-mi scrieți pe Instagram. Acolo răspund cel mai rapid. Iar dacă v-a plăcut episodul de azi, puteți să-l apreciați și să-l distribuiți. Eu sunt Dorin Galben și nu uitați, un om bine informat este un om greu de manipulat. Țara noastră are un viitor. Eu știu asta. Voi știți asta. Singur în celulă, din 24 de ore, 23 de ore în celulă și o oră plimbare. Dacă cineva poate să-și imagineze ce înseamnă să ai așa o viață parcursul a 50 de luni, e bine.